Îți dai seama ce o să zică cei de la SsangYong când o să zică: auzi, Adi, dar de ce erau niște urme de bocanci pe roata de rezervă din spate, din benă de acolo? Da, stai că nu mai... Ce ai, frate, ești nebun? Nadia Comăneci. Salutare, prieteni, și bine ați venit! Astăzi mergem la munte pentru a face puțin off-road cu mașina pe care o avem în acest weekend în test drive. Știu că v-ați prins din titlu despre ce mașină este vorba, dar tot vă voi spune ghicitoarea pe care eu am inventat-o despre această mașină, și anume: ce are interior de X-Class, este robust ca un Hilux și are capabilități off-road la fel aproape ca un Ford Ranger. Exact, este SsangYong Musso Grand, mașina pe care noi o conducem astăzi. Dar până ajungem la munte, să vorbim pentru început de cum se comportă acest pickup pe asfalt. Pentru început, ce ne pune în mișcare? Un motor diesel în 4 cilindri cu 4 supape per cilindru, cu o capacitate de 2,2 litri, evident cu o turbină, dezvoltând 181 de cai putere și 420 Nm cuplu. Acum, când eu merg cu mașina în modul acesta normal, în modul 2H, doar puntea spate mă împinge ușor ușor în față. Puterea este pusă pe asfalt, după cum vă spuneam, în modul 2H doar pe puntea spate, în 4H pe ambele punți și în 4Low cu reductor, evident, din nou pe ambele punți. Puterea este trimisă către roți utilizând o cutie automată în 6 trepte ISIN. Este interesant că poți pune mașina în modul manual, trebuie doar să muți de levier înspre stânga. Și acum mașina este în modul manual și aici, pe levierul selector de viteze, există un țumburuș, așa. Există un țumburuș cu care poți schimba treptele de viteză secvențial, plus și minus, da? Dacă dai în față, este plus și în spate este minus. Deci cam acesta este modul de a utiliza această cutie de viteze. Diferența la SsangYong Musso față de Rexton, pe care l-am condus acum o săptămână, culmea, diferența este că cumva te aștepți ca Musso să nu fie la fel de confortabil precum Rexton, iar la Rexton, poate, așa cum îl vezi, te aștepți să fie mai confortabil. Rextonul fiind tipul acela de mașină body on frame, deci nu cu șasiul autoportant sau cu șasiul separat de caroserie, cum vreți să-i zicem, cumva Rextonul, când mergeai la o viteză mare și poate luai un dâmb sau o groapă, simțeai mașina așa cum flexa din toate încheieturile. Lucrul acesta parcă nu este atât de mult vizibil aici, în Musso-ul pe care îl conduc eu acum. Poate că ești din cauza faptului că în benă avem acolo niște accesorii, o roată de rezervă pusă foarte frumos așa, un roll cage, arată foarte ca din filmele americane așa. Poate că și aceste lucruri apasă un pic pe puntea spate și nu o lasă să flexeze, nu știu, dar parcă nu simți atât de mult că flexează mașina, la fel cum parcă simțeai în Rexton. Sau poate că e pur și simplu faptul că eu am învățat cu modul în care flexează o astfel de auto utilitară construită, după cum vă spuneam, cu șasiu și caroserie separate. Totuși, din punct de vedere al insonorizării, din nou mă așteptam să fie un downgrade la Musso. Și nu este așa. Insonorizarea pare că este cam aceeași la Musso cu cea de la Rexton. Poate o diferență mică, 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 dar aproape imperceptibilă. Ceea ce înseamnă că poți merge cu o viteză destul de mare. Am mers până acum pe autostradă, dar n-am mers mai mult, cu mai mult de 120 de km la oră, pentru că mi se pare că la peste 120 sau chiar 130, parcă motorul e un pic stresat. Îi place foarte mult să aibă acest cruising speed de 120 de km la oră. Probabil de aceea pe instrumentar 120-ul e pus fix la ora 12, ca să zic așa.
Și mergând la 120 la oră pe autostradă, nu mi s-a părut că este foarte gălăgioasă această mașină. Dar atenție, la Rexton, mica problemă era că, din nou, te așteptai când vedeai mașina să fie super bine insonorizată. În față era, doar că cei de pe bancheta spate acuzau că acolo se aude un pic mai tare zgomotul. Probabil și din cauza faptului că Rexton-ul, fiind o mașină cu 7 locuri, era mult eco acolo în spate, din nou fiind mult loc pentru încă 2 locuri și pentru bagaje. Ori aici cabina, habitaclul, se oprește fix acolo, la lunetă. Nu are ce să facă eco, ca să zic așa, și atunci nu se amplifică sunetul deranjant al drumului în spate. Deci din acest punct de vedere, este o mașină, cum să zic eu, uimitoare, SsangYong Musso Grand. În curând ajungem și la locul unde vom face off-road și acolo vom vedea exact ce poate să facă Musso. Tocmai a trecut un Tivoli pe lângă noi. E ca în GTA, când tu conduci un SsangYong, vezi numai alți oameni cu SsangYong pe autostradă sau pe stradă, oriunde. Diferența dintre Rexton și Musso Grand este că Rexton-ul, când s-a întâlnit cu mine, a venit îmbrăcat la pantaloni la dungă, pantaloni de stofă la dungă și încălțări de lac. Pe când Musso Grand a venit îmbrăcat în perechea lui favorită de pantaloni de camuflaj și niște bocanci cu ținte. Dar veți vedea în continuare că, deși se îmbracă altfel, cele două modele au mai multe similitudini pe dedesubt decât ați crede. Pentru că Musso Grand, așa când vă uitați la el din lateral, nu știu, nu vi se pare o chestie ciudată, nu vi se pare că roțile sunt un pic cam mici, ca și cum ar fi frig aici sau și chiar este frig aici. Da, par un pic cam mici, pentru că, în primul și în primul rând, jantele acestea sunt pe 20, sunt cromate, cromul nu se mai vede pentru că am mers prin nămol și nu se mai vede cromul, dar Anvelopa ce se află pe această mașină este una Mud Plus Snow de dimensiunile următoare: 255-50R20. Rivalii acestui model din această clasă de obicei au anvelope 265-65R17, ceva cu un pic mai mult balon, ca să zic așa, pentru a fi mai bine pregătit pentru partea de off-road. Acum, și aceste anvelope au, să zicem, părțile lor bune, pentru că atunci când mergi pe asfalt nu auzi gălăgie, nu auzi huruitul acela constant pe care îl auzi la alte pick-up-uri. Dar mai sunt niște chestii care se întâmplă. De exemplu, trebuie să vorbim, dacă ne gândim la capabilități off-road, de unghiul de atac și cel de degajare. În cazul de față, 19,5 grade atac și 20,5 grade degajare. Din nou, revin la rivalii acestui model. Unul dintre ei, pe care nu o să-l numesc, are unghi de atac de 29 de grade și unghi de degajare de 27 de grade. Deci, Musso Grand nu pare că ar avea foarte multe capabilități off-road, să zicem așa, din ADN-ul lui, din construcția lui. Dar eu cred că peste vreo 7-10 ani, mașina aceasta va fi visul oricărui off-roader de weekend. Pentru că în vreo 7-10 ani se va fi ieftinit îndeajuns de mult, încât să merite să o cumperi fără cea mai mică reținere. Și în vreo 7-10 ani, cu siguranță, vor exista băieți care vor fi creat și vor fi gândit niște lift kituri cu niște cauciucuri mai sănătoase și atunci vei putea debloca adevăratul potențial al acestui model, al lui Musso Grand. Și dacă vreți să aflați mai multe detalii despre ce înseamnă SsangYong, vă invit să vedeți review-ul meu la Rexton, pentru că acolo vorbesc un pic mai mult despre istoria acestui brand și cred că ar trebui să știți ce se întâmplă cu acest brand, ce s-a întâmplat cu acest brand în ultima vreme, ca să fiți siguri că vreți sau nu vreți un astfel de model, sau ca să fiți siguri că îl vreți acum sau că îl vreți peste 7-10 ani. SsangYong Musso Grand este disponibil în două niveluri de echipare: 4-wheel drive style și 4-wheel drive premium. Evident, 4-wheel drive style este mai ieftin, 4-wheel drive premium este, după cum vă așteptați de la nume, mai scump. Care sunt diferențele notabile din punct de vedere al performanțelor acestui model? Ei bine, pe varianta style, pe varianta mai ieftină, vei primi standard suspensie spate lamelară. Pe varianta aceasta premium, vei primi suspensie spate independentă multipunct cu 5 brațe.
care sunt plusurile și minusurile. Plusul suspensiei lamelare este că îți permite să cari mai mult. În cazul de față, SsangYong spune că dacă ți iei un Musogran cu suspensie lamelară, vei putea să cari în benă o tonă. Wow, foarte frumos! Dar dacă ți iei un Musogran așa cum îl avem noi, premium, deci cu suspensia cu multilink cu 5 brațe, care este mult mai confortabilă pe asfalt, vei putea să pui în benă doar 800 de kilograme. Deci diferență de 200 de kilograme. Pentru cei care vor cu adevărat să pună Musogran la treabă, cred că nu va exista nicio îndoială, își vor alege varianta mai ieftină cu suspensie lamelară. Dar pentru ceilalți care pur și simplu vor un pick-up care arată tare, ei vor opta pentru această suspensie independentă cu 5 brațe, din nou, care se comportă mult mai bine pe asfalt. Ați observat când conduceam că spuneam că mașina nu se simte atât de dezlânată cum poate m-aș fi așteptat inițial. Important este că orice SsangYong ți-ai alege, dacă îți alegi unul cu o cutie automată în 6 trepte, care apropo este o cutie ISIN, vei putea să tractezi până la 3 tone. 3 tone, evident, o remorcă cu sistem de frânare propriu. Ca idee, rivalii acestui model pot tracta în aceleași condiții, deci o remorcă cu sistem de frânare propriu, până la 3,5 tone. Deci, nu e excelent, ca să zic așa, dar e pe acolo. Plus că nu e ca și cum o să tractezi vreodată 3 tone și după aia brusc o să ai de tractat ceva ce are 3 kg și o să spui, pah, mai bine nu-mi luam eu un SsangYong Musogran. Da, scaune electrice și multe alte dotări. De fapt, când m-am urcat în SsangYong Musogran, am avut același sentiment ca atunci când m-am urcat pentru prima dată într-un Mercedes X-Class. Mai țineți minte X-Class-ul? Ah, da. Încercarea producătorului german de a intra pe piața pick-up-urilor cu un Nissan Navara dublu ca preț. Ah, vremurile bune când economia duduia și pandemia era pur și simplu un cuvânt din dicționarul medicului începător. Da, X-Class-ul nu prea mai există printre noi acum, dar slavă cerului că există Musogran. Pentru că modul în care se simt aceste scaune, din nou, sunt confortabile, am mers la drum întins până aici. În același timp, poziția la volan, finisajele, această parte a bordului acoperită, cusăturile acestea, toate aceste lucruri mă fac să mă gândesc un pic la ceva, nu chiar premium, dar care tinde spre premium destul de bine. De asemenea, modul în care se simt aceste mânere, modul în care se aude când închizi mașina, cum se aud încuietorile că se armează așa, cam ca la G-Class. E foarte interesant modul în care te face să te simți această mașină. De asemenea, aici în fața levierului selector de viteze există un suport pentru telefon foarte frumos încastrat. Telefonul stă acolo și poți să ai ce aplicație folosești tu pentru a naviga. Dar nu vei fi nevoit să faci asta pentru că și navigația mașinii este foarte bine pusă la punct. Am folosit-o pentru a ajunge aici la secăria și a funcționat exact cum ne așteptam. Nu ne-a dus pe cine știe ce drumuri ciudate și în niciun caz nu ne-a făcut să ne simțim pierduți, ca să zic așa. Per total, modul în care te simți în această mașină e ciudat pentru că este un amestec așa de butoane pe care le recunoști ca fiind de mașini sudcoreene, până la sentimentul acesta că parcă e o mașină ce tinde serios spre segmentul premium. Vă dați seama ce am zis eu acum? Că SsangYong Musogran m-a făcut să mă gândesc la Mercedes X-Class. Vă dați seama ce compliment? Frica cea mai mare când cauți o mașină online și dai de un anunț de vânzare care sună prea bine să fie adevărat este, evident, nu cumva să-ți iei țeapă. Sau să pierzi timp cu vizionări doar ca să constați că nu e ceea ce părea. Fie vânzătorul e samsar și nu știe prea multe despre mașină, fie mașina ascunde daune sau a fost implicată în afaceri necurate, fie alte 1000 de chestii. Nu mai bine verifici tu pe loc pe unde a trecut, ce kilometraj are și cum se prezintă mașina pe bune? Pe autovit.ro găsești în dreptul fiecărui anunț trimitere către un raport complet de istoric auto specific pentru mașina din imagine în baza seriei de șasii.
E bine, până să ne apucăm noi de filmat partea de off-road, s-a întunecat afară, dar am tot urcat și am coborât pe aici toată ziua filmând și pot să vă spun că nu este un teren atât de greu, dar cu siguranță mașina asta, să zicem, face efortul să pară minim. Adică, da, ok, poți să urci aici și cu Loganul tău 1.4 MPI, dar cu siguranță te vei chinui un pic mai mult. Aici, în această mașină și într-o mașină cu o gardă un pic mai înălțată și nu neapărat un pick-up, dar orice off-roader un pic mai serios reușește să negocieze acest teren fără să-ți dea cel mai mic stres. Deci asta e diferența între și Loganul meu poți să urci pe acolo. Da, poate, dar tu o să fii super stresat, pe când omul care conduce un astfel de utilaj o să aibă ca mine volanul încălzit, climatizarea pe 22 de grade și un pic de muzică în boxe și va urca fără cea mai mică problemă. Dar până să facem asta, până să începem să urcăm, haideți să stabilim, să vedem ce ne pune în mișcare din punct de vedere al părții de off-road. Avem evident tracțiune 4x4, avem aici 2H, 4H și 4 Low. Avem și autoblocant pe puntea spate și mașina practic e ușor de condus când vine vorba de off-road, doar selectezi aici 4H, după o perioadă scurtă îți apare în board 4-wheel drive high și există aici lângă levierul selector de viteze un buton care îți permite să selectezi harta de putere, ca să zic așa. Există Eco, există Power și există Winter. Deși afară a venit iarna, deci ar trebui să punem mașina în modul Winter, haideți să încercăm să o punem în modul Power, să vedem ce se întâmplă. Același 2.2 de 181 de cai putere ne va pune în mișcare, mașina în drive și cam asta este tot. Putem să ne punem în mișcare. După cum vă spuneam, acest teren nu este foarte greu de negociat, dar o mașină ca asta îți permite... Bine, și imediat cum spun că acest teren nu este greu de negociat, trecem peste niște dâmburi mega dubioase. O mașină ca asta îți permite să mergi pe aici fără să-ți bați capul deloc. Acum că a venit și frigul, e interesant pentru că astăzi, cât am stat noi aici și am filmat, a fost un pic nămolos pe jos, pentru că temperatura era undeva la un grad, două, deci nu atât de frig, abia începuse să se formeze poșghița pe suprafața apei, deci s-a nămolit un pic și în față veți vedea că există poate cel mai greu obstacol de pe acest teren accidentat, un vad cu apă și un pic nămolos. Acel vad poate provoca probleme, dar din nou suntem în 4-wheel drive high. Acum ajungem la acest vad și acesta poate pune probleme, pentru că mașina, după cum vă spuneam, n-are cine știe ce cauciucuri și nici unghiul de atac și cel de degajare nu sunt incredibil de bune și poate că nu pare aici, dar vadul coboară destul de mult în jos. În partea aceea apa este foarte, foarte adâncă, în partea stângă, din nou, deși nu pare, este foarte adâncă, iar în dreapta vedeți că nu se vede cât de adânc este vadul, practic farurile fac umbră, dar nu se vede cât de adânc este vadul acela. Și haideți să trecem, da? Doamne ajută, am pornit 4-wheel drive-ul. Și am trecut. Cred că un pic, un pic de tot, anumite mici componente ale mașinii au atins un pic de nămol acolo, dar am putut să trecem. Garda la sola acestei mașini de 22 de centimetri, 220 de milimetri, este îndeajuns de potentă ca să-ți permite să treci peste astfel de mici obstacole, dar într-adevăr nu cred că vei face cine știe ce off-road magistral cu Muso Grand. Totuși, pentru 80% dintre cumpărătorii de pick-up-uri, cei care pur și simplu vor un pick-up pentru că mai au nevoie din când în când să care chestii și pentru că, mai important, li se pare că efectiv arată tare să ai un pick-up, și chiar așa este, arată tare să ai un pick-up, sunt sigur că Muso Grand este exact ce le trebuie. Trebuie să învățăm acest lucru și anume să nu mai dăm bani în plus pe ceva ce nu ne trebuie neapărat. Vă asigur că Muso Grand este exact ce vă trebuie. Nu aveți nevoie de nimic mai mult. Da, știu că o Toyota Hilux promite capabilități off-road mai avansate și nu doar că le promite, dar poate să le și ducă la bun sfârșit aceste promisiuni. Dar hai să fim serioși. O să faci tu vreodată off-road super mega magistral? Dacă da, atunci nu te uiți la review-ul ăsta. Pur și simplu te uiți la cum să-ți modifici propriul tău
Hilux în așa fel încât să-i mai pui încă un lift kit sau ceva. Ce mi se pare interesant și mi-a adus aminte de Saab, dacă vă vine să credeți, este că aici în instrumentar poți avea în mijloc viteza mașinii și ca să nu fie redundant, să ai cele două ceasuri analog în stânga și în dreapta și să ai și în format digital viteza acolo în mijloc, selectezi viteza acolo în mijloc și ții apăsat pe acest buton și ceasurile analog din stânga și în dreapta se închid frumos și îți rămâne activ doar ceasul din mijloc. Ceea ce mi se pare foarte tare pentru că te mai relaxează așa, îți mai relaxează un pic ochii și te face să te concentrezi pe exact ceea ce te interesează atunci când poate vrei să faci off-road, vrei să fii în mod... Cum am făcut noi off-road până acum, de ne-a căzut lumina. Haideți să fim sinceri cu noi înșine, dacă nu lucrezi pe șantier, dacă nu stai într-o zonă montană, dacă nu cari chestii în mod constant de colo-colo, n-ai nevoie de un pick-up. Dar uitându-te acum la această mașină, nu așa că îți dorești un pick-up și nu așa că lucrurile acestea se datorează modului în care arată această mașină, pentru că îți dă impresia că poate să meargă oriunde și oricând, la orice oră, la orice temperatură. Acest lucru se întâmplă și mulțumită accesoriilor în valoare de circa 3000 de euro ce se află pe această mașină. Evident, tot ce se află acolo, benă, luminile, toate acelea, roll cage-ul, toate acelea sunt accesorii. Dar știți de ce cred eu că mașina aceasta este potrivită pentru 80% din cumpărătorii de pick-up? Pentru că eu cred că ea are performanțele îndeajuns de bune încât să mulțumească un astfel de cumpărător cum vi l-am descris mai devreme. Unul care își ia un pick-up pentru simplul fapt că arată bine, pentru că da, poate că are o casă la munte și vrea să ajungă acolo din când în când, are nevoie de 4x4, dar nu îl interesează atât de mult unghi de atac, unghi de degajare, gardă la sol, mai știu eu ce. E bine, și pentru acest cumpărător, cred că Musso Grand este excelent, pentru că mașina aceasta face aproximativ 80% din ce fac și rivalii ei, doar că la 60% din preț. Mașina ce se află aici lângă mine, atenție, cu toate accesoriile, cu toate opționalele, cu toate chestiile pe care le vedeți voi pusă pe ea, exact așa cum este aici, vârful de lance, 42.000 de euro cu TVA inclus. Ei, acum mergeți, vă rog, și echipați un Hilux sau chiar și un Ford Ranger și spuneți-mi la ce preț ieșiți. Da, ok, poate acelea au capabilități off-road mai bune, poate că acelea tractează un pic mai mult, dar dacă n-ai nevoie, de ce să dai bani în plus? Din punctul meu de vedere, Musso Grand este pick-up-ul potrivit pentru 80% dintre cumpărătorii de pick-up. Vă rog să-mi spuneți în comentarii dacă ați avut, nu știu, experiențe cu acest brand SsangYong, pozitive sau negative, spuneți-ne ca să știm cu toții și spuneți-mi și ce pick-up ați alege voi, dacă ar fi banii voștri. Prieteni, acesta a fost review-ul nostru, rămâneți pe Eblog Auto, nu uitați, dați-ne un like dacă v-a plăcut acest clip, dacă nu, e un buton și pentru asta și ne vedem în clipul următor, sperăm că o să fie mai cald, dar nu cred pentru că abia a început să se răcească. La revedere!